Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Crypto. Ia să vedem indicele fricii și al comiei. A trebuit să crească, e mai mare cu 3%. Este și firesc, ia uite că Bitcoinul m-a cam păcălit puțin ieri. Mă așteptam în această zonă să coboare și de aici să urce. Am avut cele două scenarii. Cine a prins acel long din această zonă a fost minunat, a câștigat ceva profit. Dar tot ce putem să facem de acum, acum suntem siguri și foarte siguri, da? Uneori este bine să nu riști. Da? Când te frigi odată, a doua oară sufle și în ciorbă sau în iaurt, numai în iaurt parcă era, da? Da? Ia să vedem. Ăsta vine aici. S-a împlinit cele 5 valuri. Imediat vă arăt de ce m-am păcălit ieri puțin, dar face parte din trading. Asta e, nu poți să prinzi totdeauna la milimetru. Uneori este bine să fii și precaut sau și mai precaut. Ia să punem și noi perfect. Da? Aveam valul 5 potențial, dar aici pe 5 sfert de oră nu aveam valul 4, trebuia încă un val 5, care trebuia să fie mai jos de valul 3. Observați că de aici, din valul 3, clar s-a dus în sus, nu mai aveam 5-ul și de acel motiv am stat precaut, era o intrare bună, cum am dat aici și a intrat, să spunem, așa unde ești. Nu, aici am dat intrare lung. Am spus că dacă prețul trece de această zonă, cumva avem certitudinea că nu prea a fost prea mare randament. Că trendul lung, da, a început, ceea ce s-a și întâmplat. N-am intrat, era ce oră era. Da, nici nu eram acasă. Da. Da, m-a păcălă 5-ul, așteptam aici, asta e. Rămâne în continuare 5-ul aici. Se cheamă în valul eșuat, vom vedea la... Și l-am și spus ieri, din fericire, l-am și arătat ieri. Cele două scenarii, nu e nicio problemă, bine că știm ce va face de acum încolo. Asta contează cel mai mult și cel mai mult. Ia să vedem noi. Așa că în acest moment avem cumva această etichetare. Și din această zonă eu mă aștept la unde ești, la un short. Punem culoarea roșie. Și cumva la un long, și asta va fi longul longului. Aici se vor câștiga. Cine prinde acest long va fi trader de trader. Da, pentru că acest long va fi destul de lung, destul de consistent, destul de abrupt. Da? Evident că el va coborâ, va urca din nou, va coborâ. Hai să vă punem ceva de acest gen. Da, cam, hai să vedem și leg. Unde ești? Pe oră. Hai să lăsăm pe oră, legăm. Hai să ștergem săgeata. Da? Cam așa aș vedea pe Bitcoin, azi fiind deja marți. Mă aștept ca prețul să coboare din această zonă, deoarece avem finalizate cele 5 valuri. Urmează o corecție, pentru că cei care au cumpărat undeva prin această zonă a avut un 5% frumușel doar pentru o zi. Mă aștept undeva în această zonă. Vă observați o aglomerare mare de preț. Punem și noi undeva așa. Ia să punem noi un galben, cred, ia să vedem. Parcă e mai frumos galben. Da, deci aveți în vedere, dragii mei colegi și traderi,
din ce în ce mai bun și din ce în ce mai profitabil pe canalul de YouTube Analiza Tehnică Crypto, da? Deci cumva pe Bitcoin am în vedere acest scenariu. Bun, hai să vedem ce mi-a scris voi pe aici și o să mai verificăm Ethereum, mai una, două. Dacă Bitcoin nu are acest scenariu, cu siguranță și celelalte vor avea. Ăsta sunt eu. Salut, Răducu, mulțumesc pentru analize, sănătate și împlinire. Doamne, așa, Daniel, și ție la fel. Neluțu, Răducu, nu am mai avut timp să intru, am fost foarte ocupat, poate acum încolo să am timp. Dragul meu, Neluțu, acest business-ul poți să o ai pe viață, nu expiră niciodată decât când murim noi. Așa că vezi de afacerile tale, vezi de ce faci tu să câștigi bani. Cel mai important, când ai timp, da, te poți ocupa de trading. Dar, repet, aici am și eu, sunt în aceeași situație ca și tine, sunt destul de ocupat și uneori forțez lucrurile și o cam iau pe cocoașă, da, în sensul că trebuie să plec din casă, știu că urmează o potențială intrare și uneori intru și prețul nu am cel mai bun semnal pentru că n-am timp să-l urmăresc. Este o greșeală care rar o mai fac, dar recunosc că o mai fac. Da? Deci atât timp cât ai un business, ai ceva foarte frumos ce faci tu acolo, da, este minunat. Când ai timp, apleacă-ți atenția și asupra tradingului, respectă toate regulile posibile și, repet, vreau ca toți cei care vor, care tranzacționează acum, să ia această, cum să spun, tradingul să ia ca pe un business. Eu mă consider un business trader și investesc foarte mult și timp și educație și bani în mine pentru a fi foarte, foarte profitabil și a câștiga foarte mulți bani. Acest lucru vreau să-l implementați și voi în mintea voastră, da? Nu contează timpul, aveți grijă de familia voastră, nu neglijați familia, nu spuneți la soție și copii, băi, eu trebuie să câștig bani și să tranzacționez, plecați voi în parc, la film. Nu se face așa ceva, da? Că ori mai fie și excepții, soția poate să înțeleagă când aștepți o intrare bună și știi că poți să câștigi niște bănuți, dar nu să devină o obișnuință. Serviciul sau afacerea, familia, da, și urmează pe locul 3-4 tradingul până deveniți consistent, până puteți să trăiți doar din trading, deocamdată mai e o leacă până acolo, deci nu forțați. Asta este rugămintea mea la voi, sfatul meu cel mai bun. Ia, Claudiu, stare de niște răducuri, deoarece am spus că intru să fac $100 sau varianta cealaltă. Varianta cealaltă ți-am spus, port. Bun, am spus ieri ceva. Era o glumă, evident, da? Dar am short de 2 sau 3 monești, chiar căutam tranzacții pe lung pe 5 frame. Măi, omule, măi, în momentul când ești pe trend descendent, caută doar intrări short. Dar dacă n-am spus-o de sute de ori pe acest canal, de nu se poate. Nu intrați contra trendului, că vă mănâncă lup. Și lupul, și ursul, și tigrul, și leu, și tot ce vreți voi. Ai trend short, caută corecții, intră short. Ai trend long, caută corecții, intră long. Așteaptă doar intră long. Nu intrați contra trendului. Pentru că poți să ai, de exemplu, o să vedeți la Elliot, valul 2 sau valul 4, poate să fie 23%, poate să fie 30%, dar dacă ai un 23%, tu nici n-ai pus să aștepți o intrare bună, că deja prețul a întors. Ce făcut ți-a luat SL-ul? O să vedeți la Elliot, când vom fiecare val nu are anumite limite, nu se întinde cum vrea mușchiul lui, o să vedeți că sunt niște limitări și dacă le cunoști, știi exact dacă să intri sau nu pe ele. Bun. Eu am intrat după amiază, am considerat că deja era pe atunci pe lungul 5 minute, pe matica asta deoparte. Oricum am câștigat încă $12. Foarte bine, bravo! Și sper că și pe total mai am nevoie de 14 ca să ajung pe 0, după care să intru pe profil. O să văd azi, probabil ieri. Așa, sper că ai prins ceva din lungurile alea după zona care am dat-o sau poate ai fost norocos și ai intrat mai jos decât am dat eu. Da, pentru mâine se poate o analiză pe Matic și CRV. Hai să mergem la Matic. Deci rețineți că acest scenariu pe Bitcoin este,
este scenariul de bază pentru aproape orice criptomonedă. Hai să vedem Matic. 2% de azi noapte. Uite, exact ce spuneam, pe Matic, posibil să mai crească puțin, poate chiar să facă acest dublu top, dar nu îl văd să crească mai mult, deoarece avem 1, 2, 3, A, B, C, 4 și vom pune 5-ul aici. Opa, stai așa că am greșit banul. 3, 4, vom pune 5-ul aici. Dacă vreți disecție, vedeți că l-am observat din prima secundă. Uite, ați văzut, eu am văzut instantaneu. Dar asta vine după foarte mulți ani de practică. Și zeci, sute mii de grafice holbate pe ecran. Am două ecrane eu. Opa, stați că am greșit. Păi frate, ce Dumnezeu? Așa, da. Deci, dragul meu Claudiu, cam așa văd eu scenariul pe Matic. Urmează shortul și un long de mari zile. Ai se câștigă bani de bani. Dar identic. Numai că Bitcoin acolo mă aștept să cadă. Aici mă aștept să urce pentru că din nou am 5 valori. Dar ați văzut că ieri m-a păcălit piața, am fost precaut, am așteptat să respecte toate regulile. Piața nu m-a respectat regula finalizarea sub valului 5 din 5, a zbugit-o în sus, am fost precaut, se putea câștiga bani după nivelul respectiv, n-am fost acasă, nu-i nicio problemă, piața va fi în continuare non-stop aici, avem zeci de criptomonezi. Deci pe Matic, dragul meu Claudiu, cam așa eu văd situația. Și uite ce ușor poate să crească. Dacă aș merge, de exemplu, pe 5 minute, cu mult noroc să spunem că avem, uite, 1, 2, 3, uite ce frumos se vede. Poftim, dacă vreți și mai, de asta o să rămâne doar pe 5 minute, hai să vedem cum să fac. Șterg ora, foarte bine, nu știu cum și eu așa. Mă rog, și ăsta vine cumva sus. Ia uite-l ce pornește. Uite acum dacă intram, bani frumos câștigam, dar nu știu cum se întâmplă, ori de câte ori filmez, atunci apar semnale, frate, atunci sâșnește prețul. Ia uite ce frumos se duce. Și culmea, pe platforma Binance am deschis-o acum când am ajuns acasă, mă pune să mă loghez și n-am mai avut chef să mă loghez. Însă hai să fac video pentru voi. Da? Ia uite ce frumos se putea intra la această spargere linie de trend. Undeva pe aici, wow, fii atent, 5% randament dacă o fi să ajungă în această zonă. Dar pregătiți-vă shorturile de undeva de la 0,84. Hai să schimbăm că îmi face în ciudă lungul ăsta. Nu îmi face, stați cu minte în ciudă. Momentul când voi avea timp să tranzacționez deocamdată nu am timp. Am niște proiecte și muncesc la ele. V-am arătat ceva ieri. Dar păstrăm suspans, surpriza. Pentru când o fi gata, cel puțin într-o primă fază. Da, oricum voi nu mai prindeți mini lungul ăla care l-am arătat pe Matic. Din nou același traseu. Și pe CRV care mi l-a solicitat Claudiu. Puteți să prindeți acel short, dar să aveți grijă că totuși aici din nou avem acel ABC. Dar să prindeți doar așa short, să ciupiți ceva pe aici, ieșiți automat și în această zonă, așteptați finalizarea valului B și ăsta cel mai profitabil val, valul C, o să vorbim cândva la cursul de Elliot, care sunt cele mai bune
valuri de tranzacționat, de așteptat să intrăm pe ele. Ovidiu, te urmăresc cu drag și zilnic, mulțumim pentru sfaturi și se simte că o faci cu sufletul. Da, fraților, o fac cu sufletul pentru că ador să tranzacționez, ador să mă uit pe un grafic, să știu ce face și vreau să împărtășesc cu voi această chestie și, repet, vreau să fim cel mai tare canal care să vă iau de la zero și să câștigați bani, să deveniți profitabil. În spiritualitate există o vorbă, pe maestru îl face și exercițiu, dar un maestru este cu adevărat maestru cu cât el creează mai mulți maestri. Da? Îmi place foarte mult această frază, cu cât cresc mai mulți dintre elevi, studenți, cum vreți voi să vă intitulați, cu cât cresc mai mult și vă pun cumva, cum se cheamă, pâinea în mână, nu știu cum se spunea pe timpul Ceaușescu, da, spun meseria în mână și te fac să devii un trader adevărat, aceasta este cu adevărat mulțumirea mea sufletească, mai ales în aceste vremuri extrem de tulburi prin care România trece și vreau să ajungeți la nivelul când câștigați 2, 3, 500 de dolari pe o singură tranzacție și atunci cumva misiunea mea pe acest canal. Bine, voi continua evident că probabil voi crește și alte generații, deja voi sunteți ceva mai vechi, dar probabil că acum cât am 1400, merge extrem de greu, nu știu de ce, să... Poate lumea preferă doar să investească și să aștepte banii fără să muncească, nu știu ce să zic. La mine cam muncești, te pun să înveți, te pun să ai coechi în calculator, te pun să aștepți intrarea. Dar poate că sunt unii care vor moca și acei care vor moca să vină banul, să stea, să uite pe Netflix și să curcă bani așa din tavan în jos. Sincer, aș vrea și eu, dar în experiența mea, la vârsta care o am, tavanul meu destul de bine consolidat și n-a picat nici măcar o monedă de un bănuț și mi-am seama că trebuie să muncesc. Dar evident că să fii independent financiar este un lucru absolut minunat. Ai programul tău, faci totdeauna ceea ce vrei, banii curg, mulțumirea sufletească este imensă pentru că poți să câștigi în 20 de minute câteva 100, 200, 300 dolari, poți să câștigi într-o săptămână, nu știu, 1000 de dolari. Și este extraordinar acest lucru. Îi caut pe aceia care vor să facă ceea ce fac și eu. Da, deci o fac cu tot sufletelul meu și cred că se simte acest lucru după cum bine ai simțit sau intuit. Cătălin, salut, serio, trebuie să fie de 2-3% din totalul din cont, margin sau intrarea noastră. Am răspuns la întrebare, ia să văd ce mi-a scris aici, cu plăcere. Deci stop loss-ul trebuie să fie de 2% din cont. Și am dat și exemplu aici. Asta, dacă imaginează-ți că ai un cont de 10.000 de dolari, când prețul crește, la început, dacă ai 100 dolari, evident, pui de 2 dolari. Ai 1.000 de dolari, pui 20 de dolari, ai 10.000, pui 200 și la 200 de dolari câștigi multe sute, dar la un moment dat, după ce capăți experiență, după 5-6 luni de practică, ai să vezi că o să ai tendința să ridici la 3-4%, nu este nicio problemă, dar atunci ai o experiență. Pentru început, pentru primele 3-4-5 luni, recomand 2% clar. Pentru că poți să pierzi banii, nu știi, te uiți ca, mă rog, nu tu Cătălin, știi cum se spune, te uiți ca vițiorul la poartă nouă, nu știi ce să faci, un să intri la presneală, nu ții nici contul de acest 2-3%, intri cu... Poate nici nu-ți calculezi risk reward-ul, poate nici nu calculezi stop loss-ul și profitul și banii din cont se evaporă instantaneu și fie mai aduci bani de acasă, dacă ai, dacă nu renunți, este o prostie, este o greșeală și te-am pierdut pe drum. Așa că vreau să fii, Cătăline, lângă mine mulți și fericiți ani, respectă aceste reguli care le dau la început, după 6-7 luni când văd că contul crește, mai vin și eu cu niște trucuri. Dar la început, când abia te pun cu fundul pe bicicletă, eu îți țin ghidonul, dar când faci tu primul pas să înveți să mergi pe bicicletă, până atunci lasă-mă să te ghidez, țin exact 2% și dacă ai 2% din cont, pierzi 2 dolari, e 2 dolari, nu e o sumă mare de bani,
dar acei 2 dolari, dacă prinzi cu un risc reward de 3, ai 6 dolari profit. Acei 6 dolari profit poți să-i multiplici, contul să crească, crește și să oprești, nu mai pui tu 2 dolari, mai pui 4 dolari, 5 dolari, 7 dolari, 10 și tot așa. Da? Dar deocamdată respectați această sfântă regulă. Valentin, am vorbit. Dragoș, mulțumesc și eu, Alice. Bună, Răducu, bună, Alice. Draga mea, Alice, am văzut, habar n-am, nu mi-ai spus nimica. Băi, fraților, am mai spus o dată. Eu niciodată nu o să vă contactez pe telefon. Uite, Alice îmi spune că dacă eu sunt pe WhatsApp, mi se pare că vorbesc cu un robot. Ia să vedem, parcă Alice am șters. Ah, pe robotul respectiv, pe canalul de WhatsApp, Alice a crezut că sunt eu, că am un proiect și nu știu ce, să investiți bani în proiectul respectiv și nu știu ce mai spunea în acel mesaj pe WhatsApp. Dragii mei, canalul oficial cu voi este aici pe YouTube. Aici vă spun tot ceea ce fac. Nu, în primul rând, nici nu am numărul tău de telefon, Alice. Nici nu știu de, să mă scarp până în cap, să mă gândesc mult dacă pot să-ți fac rost de telefon de pe internet. Dar nu are rost, dacă vreau cu adevărat ceva, spun foarte clar aici, dragii mei, asta fac, asta vreau, asta vreau, asta cup, ăsta e cursul, ăsta e strategia mea, cumpărați strategia, cumpărați-mi cursul, veți vedea că cât de curând va apărea un site cu un curs, da, pe lângă strategie am un curs, mai am în vedere un curs, o să vă cadă în ghilimele fața să vedeți că cât de multe pierdeți, că nu știți la un grafic să îl folosiți și am în vedere, dar totdeauna ceea ce voi face în primul și în primul rând va fi pe acest canal. Nu vă caut în privat, nu vă păcălesc, nu. Tot ce am de spus în primul și în primul rând spun aici. Dacă detalii suplimentare, am al doilea e-mail, da? ananda@ananda.arondiahu.com, da? Acolo sunt eu cu adevărat și cât de curând voi schimba e-mailul, căci odată cu site-ul voi face un e-mail oficial, Răducu, mă rog, și denumirea site-ului. Da, și acolo cu adevărat sunt eu și numai eu, dar tot ceea ce am de comunicat nu voi vorbi în particular decât dacă îmi scrieți pe e-mail, restul voi vorbi aici. Am un proiect. Fraților, am nevoie de ajutor. Cine vrea să investească bani în proiect, dar să o facă, dar totdeauna voi spune clar și răspicat pe acest canal de YouTube, Analiza Tehnică Cripto, nu în privat, decât dacă avem acel e-mail. Bun. Veți vedea că în curând va apărea site-ul și un curs care îl am, plus strategia care sper aș dori să o modifică. Unii dintre voi nu prea înțeles ce-i cu ea, deși este extrem de banală. O să mă străduiesc să dau un exemplu și mai simplu. Cine dorește va primi acea strategie, evident, cei care au cumpărat-o. Ea nu se schimbă cu absolut nimic. Da, va și vă urma o serie de cursuri, dar asta am mai povestit și ieri, o serie de cursuri de bază, încât doar cu ele pot să tranzacționez foarte, foarte simplu și o să vă dau un exemplu, dar totul la momentul potrivit, totul va fi aici pe acest canal și nu pe privat, mai ales pe WhatsApp. Evident, deocamdată avem acel e-mail ananda@ananda.arondiahu.com unde puteți să înscrieți. Stați că, uite ce l-avem. Da, cei care mi-au cumpărat strategia, clar, îl au. Uite, l-am dat lui doamna Valentina. Unde ești, Valentina? Da, acesta este provizor, este o adresă foarte veche de-a mea. Și aici, unii dintre voi mi-ați cumpărat strategia, mi-a scris. Aici, dacă îmi scrieți, sunt eu și mai sunt eu doar pe acest canal. Mai târziu, repet, voi avea altă adresă de e-mail, dar vă voi comunica, evident, oficial pe acest canal. În altă parte nu sunt eu, nu știu dacă scrie Răducu acolo sau scrie Analiza Tehnică Cripto, ca să spui că sunt eu, deci nu, repet, nu sunt eu. Bun. Ana Preda, bună ziua, Răducu, bună draga mea, Ana. Dragii mei, Claudiu, am rezolvat cu cele două.
Ce să mai mă uit, cam toate sunt cam în aceeași direcție. Ia să vedem, ia uite și Ethereum. Am dat parcă această direcție, iată că ea a crescut frumușel în această zonă. Cei care au avut strategia putea să ciupească ori de aici, ori de aici în sus, da? Și să facă bani. Claudiu, le spunem că ai prins niște longuri pe Ethereum, pe, nu știu, ia să vedem un sfert de oră. Ia la ce oră a început? La 6 dimineața? Bunicu. Da. Nu contează, dragii mei, contează că acum avem clar definitivat structura. Da, din nou avem frumos aici, unde ești? 0, A, B, opa, mă scuzați. Da, aveți în vedere până mâine și această, acest scenariu. Oricând, chiar dacă mai urcă puțin, deși nu cred, poate avem sub valul 5 aici, ia să vedem pe 5 minute. Da, ar putea să mai urce puțin, 3, A, B, C, 4, 5-ul aici, unde își pune micro, schimbăm culoarea. Punem, da. Dacă vreți și buchiseală mare, asta e foarte bună pentru scalper și este foarte bun Elliot-ul pentru a tranzacționa pe graficele de 3 minute, 5 minute și aici intri cu bani mulți și poți să câștigi bani foarte mulți pe graficele de 3 minute, 5 minute. Da? Observați, de aici ar trebui să urcăm într-un subval 5 din. Hai să schimbăm și culoarea. Dar acest lucru e destul de greu de avansat și puteți să pierdeți banii pentru că este foarte mare haos pe graficele inferioare și trebuie să cunoști foarte bine teoria. Iată că și Ethereum acum va țâșni puțin. Nu foarte mult, zic eu. Și cumva de aici prețul va crește. Dacă eram, nu făceam video, puteam să intru în această zonă, ceva de acest gen. Alt, aveam un risk reward în jur de 4%, puneam aici $1, aveam 400 câștig dacă prețul îmi lua, îl închideam și la 300, pentru că în orice secundă mă aștept ca prețul să coboare, dar repet, aici este lucru destul de avansat și trebuie să cunoști foarte bine Elliott Wave și alte chestii, inclusiv candlestick-uri, dar mă rog. Dragii mei, nu am ce să vă mai arăt, toate converg către o, punem pe o oră. Poate avem valul A aici. În această zonă pe Litecoin mă aștept la o cădere nu foarte mare, parcă aș intra, n-aș intra short, deocamdată prețul stă pe loc. Punem culoarea roșie. Aici punem culoarea verde. Observați, am spus că în această zonă pe Bitcoin, Ethereum, Matic, RV și am analizat, va fi o creștere mare și sper să prindeți această creștere și să vă scoateți cu cloud. Nici nu se pune problema la cloud să nu scoate $12. Ar fi imposibil. Să vă scoateți banii pe strategie, să vă pregătiți banii pe niște cursuri care le pregătesc, vor fi destul de ieftine, că am intenția ca să cât mai mulți dintre ei să cumpere acel curs, să învețe, să prindă niște chestii, dar opa, invers, dacă vorbesc, mă duc cu mintea în altă direcție și fac cu totul altceva. Da, și pe Litecoin pe o oră mă aștept la același scenariu. Azi, poate cine știe după amiază, poate la noapte, poate mâine, toate o iau în sus. În sfârșit m-am încadrat și eu în 29 de minute și 45 de secunde. Dragii mei, cam aceasta a fost pe astăzi.
cine dorește, poftește să arate o super, să cumpere o super mulțumire, este binevenit să o facă. Cine nu, îl invit și îl rog frumos să dea un like la acest video. Dacă sunteți pentru prima oară pe acest canal, vă invit să vă abonați, să vizualizați videourile mele și să aveți o altă sursă de inspirație în tradingul vostru, da? Îmi doresc să acest canal, deși merge extrem de greu ca și număr de abonați, dar prefer să fie puțin, dar buni, vorba lui Iisus, dar depinde unde, mă rog, sau cum era, mulți chemați, puțin aleși. Da, deja mulți dintre voi sunt extrem de mândru că obțineți rezultate, câștigați bani și Doamne ajută, Claudiule, să îți pui mâine, poi mâine că ai primul tău dolar pe profit, că ai câștigat banii. Da, și te văd profitabil să-mi scrii cât mai des tranzacțiile tale și numai Claudiu, toți care mi-au cumpărat strategia, aștept să îmi scrieți ușor, ușor, pândiți acel long și spor la bani. Ne revedem cu bine mâine la o nouă analiză. O zi de marți minunată, mirifică, stați cu ochii pe grafice și ne mult, mult succes și spor la bani!